1 pe Q pătrat face 624 de 1 pe 4. Rața este 2. Da, așa mi-a dat mie. Da. Grele. Au fost grele? Da. Cât de grele? Foarte grele. Mai grele ca în doamnă. Cam mai grele? Da. La ce exerciții te-ai încurcat? Ia să vedem care a fost cel mai dificil. De aici, care a fost cel mai dificil? Păi, 2. Punctul 2. Ce trebuia să faci acolo? Integrale. Și cum crezi că se va termina? Care va fi rezultatul la... Cam prima sesiune. Așa, așa, așa. Pentru tine cum a fost? Ușor. Ai rezolvat toate subiectele? Aproape, toate. Care a fost cel mai greu? Ultimul exercițiu. Al la treilea. Ce? Da. Ce trebuia să faci acolo? Integrală. Și arăt cu inegalitate. Ceva mai greu, mai complicat. N-am reușit să fac. Ce să mă... Odată ce au ieșit din sala de examen, elevii au cerut părerea specialiștilor în materie. Cu subiectele în față, profesorii s-au pus pe rezolvat și, spre dezamăgirea elevilor, nu le-a trebuit prea mult timp. Domnul profesor, au fost mai grele subiectele decât în prima etapă? Da. Nu, mai accesibile. Mai accesibile? Nu au fost mai accesibile. Nu știu, întrebați copiii, iau, că eu nu mă bag. Eu mai nu știu. Au fost mai grele? Normal, mult mai grele. Ce a fost mai greu decât în prima etapă? Subiectul 1, 2 și 3. Capul. Toate? Capul. Spre deosebire de etapa anterioară, candidații au scris doar atât cât au știut. Astfel că în niciunul dintre centrele de examen nu a existat vreun elev eliminat. De altfel, peste 250 din cei 3181 înscriși la această probă nu s-au prezentat.